În România acestor ani se spune că pornirea unei afaceri și menținerea ei sunt lucruri nu tocmai ușor de atins. Ori trebuie să ai spate, ori trebuie să ai bani destui la început, noroc și câte și mai câte alte condiții de îndeplinit să ai succes sau cel puțin să te menții pe linia de plutire când vremurile sunt tulburi. Poate că lucrurile nu stau chiar așa și chiar dacă depresia se anunță noul trend în bolile profesionale ale secolului, considerăm că un oarecare optimist trebuie să existe atunci când pornești la drum în orice business. Cu încredere au pornit la drum și oamenii de afaceri prezenți astăzi la Business Boutique. Laurențiu Carp a început acum 18 ani o afacere în lumea tehnologiei, mai bine zis, în automatizări industriale. Astăzi ne aflăm alături de domnul Laurențiu Carp, posesorul unui business specializat în automatizări industriale. Domnule Carp, cum a început această afacere a dumneavoastră? E o poveste foarte lungă, e o poveste care a început cu mai mult de 18 ani în urmă. Am identificat atunci o oportunitate în piață, a fost o conjunctură fericită, pot spune, pentru a începe acest business specializat, așa cum l-ați numit. Poziția noastră în piață este aceea de integrator de sistem. Practic, producem automatizări industriale, iar poziția de integrator de sistem înseamnă că producem automatizări specifice fiecărui proiect. În acea perioadă am identificat, să spunem, această necesitate în piață și în felul acesta, acest business a început. Cum v-a venit ideea? Ideea a fost mai repede sugerată de o cunoștință, o persoană care mi-a și devenit mentor pentru o lungă perioadă de timp și datorită dumnealui pot spune că numele acelei persoane este Nicolae Bara. Acesta a fost primul dumneavoastră business? A fost primul, da. Nu și ultimul și nu și singurul. Am fost implicat în mai multe afaceri, dar acestea sunt de 18 ani de zile. Aș putea spune chiar de prea multă vreme. Ce afaceri mai aveți în prezent? Sunt implicat în acționariatul altor două companii și până în decembrie anul trecut am fost implicat și în mod operațional într-o altă companie. Acea companie a fost vândută anul trecut. Este oarecum tipic pentru antreprenori să își folosească inițiativa și energia în a dezvolta sau înființa alte companii. În prezent vă declarați mulțumit de afacerea dumneavoastră? Termenul e foarte relativ, așa încât el se aplică fiecăruia. Da, chiar da. În ce domenii ați mai activat până acum? Tot în domenii care au legătură cu industria. În general, în producție m-am specializat o vreme în managementul producției și asta mi-a fost folosit, să zicem, în acțiunile acestea antreprenoriale. Am spuneați că ați lucrat chiar și în afară. Da, așa am și început. Am lucrat, da, este cu o perioadă foarte mult timp în urmă, mai mult de 10 ani. Am lucrat într-un prim proiect în Liban și acolo am lucrat pentru o companie daneză. Mi-a fost de foarte mare folos acea experiență pentru că am învățat odată rigorile unor companii occidentale. Și al doilea lucru, un sistem foarte adaptabil, așa cum este în zona, să zic, orientală, în Liban. Oricum, am fost foarte plăcut impresionat de țară și am continuat. Anul trecut chiar am avut un proiect foarte mare în Liban, deci am continuat relațiile comerciale, am rămas apropiați de acel client. În prezent, afacerile dumneavoastră se adresează cui? Așa cum am spus, avem clienți industriali. Asta înseamnă că relația este de tipul business to business. În zona industrială, suntem specializați pe automatizări instalații frigorifice, avem competențe foarte bune, aș putea spune, în aceste automatizări. Asta ne-a și ajutat să accedem nu numai pe piața internă, până în 2008, probabil 80% din supermarketurile realizate în România erau realizate cu tablourile produse de noi, cu soluțiile noastre de automatizare, dar ne-a permis de asemenea să accedem și la o piață externă. Lucrăm în curent, avem un birou deschis în Republica Moldova și avem mai mulți clienți acolo, dar avem parteneri în Bulgaria, Ungaria, în Belgia, în Olanda. Sunt tot clienți ale căror relații s-au fidelizat, deci lucrăm pentru proiectele lor, proiecte care au fost fie în Arabia Saudită, fie în Dubai, anul trecut în Rusia, în Ucraina, în anumite țări, fie din Uniunea Europeană chiar și, sau chiar în afara ei. Vorbiți-ne mai mult despre produsele dumneavoastră. Este un domeniu foarte tehnic și nu știu cât se poate intra în detaliu într-o astfel de emisiune, dar produsele noastre implică foarte mult know-how. Tocmai de aceea considerăm că avem și un avantaj competitiv, avem un departament de proiectare foarte puternic.
Am investit foarte mult în licențele pentru proiectare. Folosim niște licențe specializate, niște software specializate pentru proiectarea tablourilor electrice. Și asta ne ajută în obținerea acestor proiecte. Ia, așa cum vă spuneam, produsele sunt foarte specializate și nu știu cât este de potrivit a intra în detalii legate de asta. A fost o investiție mare crearea acestui business? Nu. Am început singur și cu bani foarte puțini. Bani care sunt probabil disponibili oricărei persoane. Compania s-a dezvoltat foarte mult după ce am văzut acel model de business în perioada în care am lucrat și am stat în Liban. Deci după 98. Atunci compania practic a devenit, sau ne-am identificat mai bine atât piața, cât și produsele, cât și un mod de a opera în piață. Ce număr de angajați aveți în prezent? Sunt 31 de angajați în acest moment. Și aceasta de mai mulți ani este oarecum numărul de angajați al acestei companii. Ce planuri de viitor aveți cu acest business? În ultimii ani am crescut destul de mult export, pentru că piața din România s-a prăbușit pentru noi. Investițiile în retail, acolo unde era principala noastră piață, au scăzut dramatic. Așa încât a trebuit să ne mutăm operațiunile către clienți externi. Acum, când definim viitorul, trebuie să cât de îndepărtat sau cât de apropiat este aceasta. Dacă am încetat să ne facem planuri pe un termen foarte lung, așa încât planurile sunt pe perioade foarte scurte. Ca și obiectiv pentru anul viitor, avem de a balansa practic cifra de afaceri pe clienți externi, de a avea ponderea cifrei de afaceri mai mult pe clienți externi decât pe cei interni. Respectiv, a depăși 1 milion de euro în exporturi anul viitor. Vi se par românii interesați de acest domeniu de afaceri pe care îl aveți dumneavoastră în prezent? Românii, decât în măsura în care ne sunt clienți sau parteneri sau furnizori. În rest, este, așa cum vă spuneam, o afacere specializată și, practic, ea nu este vizibilă așa, pe stradă sau pentru oameni obișnuiți. În prezent, dumneavoastră, sunteți mulțumit de numărul de clienți? Cred că nimeni nu poate spune că e mulțumit de numărul de clienți, asta cu siguranță. Dar, dincolo de număr, cred că mai important este calitatea clienților sau volumul general de acestea. Atâta vreme că lucrurile merg, pot spune că cel puțin mulțumit sunt. Vă bazați mai mult pe piața din România sau pe cea din afară? În ultima vreme nu. Toată creșterea pe care ne-o prognozăm este bazată pe piața externă. De ce în România? Pentru că, așa cum vă spuneam, investițiile în retail, zona principală de utilizare a componentelor, a echipamentelor noastre, au scăzut foarte mult. Și e foarte previzibil că nici nu vor crește în următoarea perioadă. Pentru că este relaționat foarte mult de nivelul de trai al populației, oricum el nu este previzibil că va crește și investițiile vor rămâne probabil la tot la un nivel așa redus. Care este scopul companiei dumneavoastră? Da, interesant. Scopul, noi funcționăm tot timpul ca și subcontractori. Practic, noi suntem o companie suport pentru clienții noștri, așa încât obiectivele companiei noastre, misiunea companiei noastre este să susțină clienții noștri în a oferi în piață niște produse cu tehnologie cât mai înaltă. Produse care, acolo unde tehnologia contează fie în reducerea costurilor cu energie electrică, în reducerea consumului energetice, fie în o utilizare mai facilă, fie în detectarea preliminară a potențialelor defecte, pentru că suntem relaționați foarte mult de industria alimentară acolo, standardele de calitate în industria alimentară sunt foarte ridicate și ele presupun o monitorizare a acestor puncte critice, instalațiile frigorifice fiind considerate puncte critice în procesul de producere a alimentelor. Să înțeleg că vă adresați în mare parte hipermarketurilor. Da, prin antreprenori, prin contractorii general ne adresăm supermarketurilor. Într-adevăr, ei au fost cel mai mari investitori în ultima perioadă de timp. V-ați gândit să vă faceți o altă afacere? Nu, pentru că aceasta mi-a ocupat foarte multă vreme în prezent și chiar am renunțat la a gestiona o altă relație, pentru că vă spuneam că de 4 ani este al 5-lea an de criză și asta necesită foarte mult timp și foarte multă implicare în companie. În același timp, acestea au și o parte bună, faptul că ești implicat și că poți, există potențialul de a obține rezultate atunci când ești implicat. Ori acestea sunt de regulă motivația pentru oamenii care au spirit antreprenorial, rezultatele. Ați avut mult de suferit în perioada de criză? Foarte mult în 2009, când am fost bulversat și când am, ca și companie, nu personal, sau și personal, dar ca și companie,
dar mai ales așteptările legate de perioada de criză au fost înșelate, să spun așa. Am știut că va fi o jumătate de an, poate un an. Ei bine, suntem în al cincelea an de criză și lucrurile par să nu se termine. Este o poveste fără sfârșit. Să înțeleg că nu simțiți în niciun fel că piața s-ar fi redresat? Nu, în niciun fel. Studiile dumneavoastră coincid cu domeniul în care activați acum? Nu, nu. În studiile, background-ul este unul economic, doar că am fost pasionat de electronică de când eram copil și a fost o pasiune care nu m-a părăsit nici acum. Din cauza aceasta, business-ul este mai repede legat de pasiune și nu de background. Lucru care m-a ajutat foarte mult, pentru că mi-a fost foarte ușor să înțeleg latura tehnică a business-ului, în același timp mi-a oferit instrumentele pentru a gestiona, să zic, acest business. În prezent dumneavoastră, considerați acest business ca fiind unul de succes? A rezistat 18 ani, implicit este un succes. A rezistat acești 4 ani și ceva perioadă de această perioadă de criză, așa că este dublat acest succes. Supraviețuirea deja o performanță în această perioadă. Luând în calcul aceste două lucruri, da, cred că este o afacere de succes, se poate spune și așa. Sunteți mulțumit implicit pe plan financiar? Compania și-a stabilit obiective care nu au o legătură cu satisfacția mea financiară. În această perioadă, compania și-a propus mai repede să se dezvolte, să supraviețuiască în prima fază, iar după aceea să se dezvolte și să securizeze business-ul, așa încât nu au legătură cu veniturile mele. Care este cel mai fericit eveniment recent din viața dumneavoastră? Acum o lună de zile, soția mea a născut o fetiță. Avem o fetiță după 17 ani. Când avem prima noastră fetiță, în continuare este o fetiță. Și așa am redescoperit sentimentul patern și am văzut la soția mea un sentiment pe care îl uitasem, era de cu foarte multă vreme, sentimentul matern. Pur și simplu marchează dramatic oamenii.